V-a plăcut textul acela pe care l-a citit sora noastră Georgiana, sora mai mică? Da, da. Despre ce vorbea? Despre Dumnezeu. Despre Dumnezeu. Și ce anume despre Dumnezeu? Dacă iubim sau nu. Dacă iubim sau nu. Păi nu, era vorba despre Petru. La el se punea problema dacă iubesc pe Domnul Iisus, dar mă bucur că ați făcut această analogie și v-ați gândit că se referă și la noi. În dimineața aceasta aș vrea să vă pun și o întrebare aceasta. Dar aș vrea să vă pun și să n-aștept răspuns, să ne gândim fiecare dintre noi la sentimentele noastre pe care le avem față de Cuvântul nostru și față de Dumnezeu. Știți că de obicei copiii întreabă, cei care aveți copii, cei care lucrați cu copii, cei care sunteți apropiați de copii, știți că de regulă copiii întreabă, cât de mult mă iubești? Faci tot lucrul ăsta? Copiii întreabă, da, cât de mult mă iubești? Cât de mult? Și fiecare dintre noi dăm un răspuns, uite, atât. De la cer până la pământ, da. Dar nu mai copiii, știți că și femeile, în general, fetele, tinerele, întreabă pe cei dragilor, pe prietenilor, pe tinerii cu care vor să se logodească, cât de mult mă iubești? Cât de mult? E adevărat, noi vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre dragoste, vorbim despre nu numai copiii și femeile, știți că și bolnavii, cei care sunt pe patul de suferință, vine un moment în care îi strâng pe cei dragi lângă ei și le pun o întrebare. Cât de mult mă iubiți? Știți că și cei care sunt pe patul morții pun aceeași întrebare? Nu toți, într-adevăr. Dar unii din ei întreabă. Acum, după ce am mâncat un sac de sare, vorba cuiva, cu soția, cu soțul, cu copiii, cu eu știu cine, și l-am cunoscut, nu l-am cunoscut, se pune ultima întrebare. Ce pot să mai întrebe altceva? Cât de mult, spune numai atât, cât de mult mă iubești? Vedeți, și cei care pleacă undeva într-o călătorie, și înainte de a pleca, strâng în brațe pe cei dragi, se sărută, se roagă dacă sunt creștini, nu pleacă niciunde fără Dumnezeu. Și pun și eu o întrebare așa întreagăt, mă mai iubești? Cât de mult mă iubești? Doi tineri se cunosc și după ce se cunosc, iubire mare, foc din acela care nu se stinge, arde. Spune un pasaj din Cântarea Cântărilor, apele cele mari nu pot să stingă focul ăsta numit dragoste. Și se căsătoresc și după ce se căsătoresc vine prima surpriză. Într-o zi, după căsătorie, se ceartă. Prima ceartă. Până atunci nu s-au certat niciodată. Vine prima ceartă și atunci când ei doi sunt morocănoși, sunt supărați unul pe celălalt, stau așa și în sinea lor se gândesc, oare mă mai iubește? Cât de mult? Nu-i așa? Da. Așa-i. Am cunoscut o persoană care s-a îndrăgostit. L-a găsit o altă persoană și s-a îndrăgostit. Și venea acasă pe la noi o prietenă de familie și povestea lui Brigitte, mai îmi povestea și mie. Uite, ce frumos e, ce minunat, ce ți-aduce aminte când cineva povestește despre persoana iubită așa cu foc, ți-aduce aminte de cartea Cântarea Cântărilor. S-o citiți, că e bună. E bună, s-o citiți. Și zice, uite, știi cum mi-a zis prima oară că mă iubește? Zice, uite, așa-i tremura buza. Și era foarte
entuziasmat și zice, emoționat, nu știa cum să răspundă. Și într-o zi a venit la noi și era foarte tristă și zice, măi, să știi că m-am mințit. M-am mințit. Și nu pot să înțeleg cum. Și uite, așa-i tremura buza. Când spunea, te iubesc și cuvintele acestea frumoase și zice, după ce a obținut ce a vrut de la mine, nici nu mai cunoaște. Nu mai răspunde la telefon, zice că n-are timp, s-a apucat de învățat dintr-o dată. Așa-i când atunci vine tocmai mai mult de învățat, vin fel și fel de evenimente în viața omului, ciudat, tocmai în momentul în care trebuie să-ți arăți practic dragostea pe care ai pentru persoana de lângă tine. Ați observat la Sfânta Cină ce frumos. Se strâng oamenii. Eu fac, am făcut parte dintr-o biserică și n-aș vrea să vă spun în ce biserică, dar oricum acolo când mă împărtășeam cu Sfintele Simboluri, nu făceam altceva decât să mă duc la mai marele biserici, stăteam pe genunchi și omul acela îmi zice, ai mințit, ai furat, ai înjurat, ai făcut aia, ai făcut aia, câteodată nici nu aveam timp să răspund. Da, ziceam și un da la sfârșit ca să mi se șteargă tot trecutul și mai spunea câteva cuvinte și apoi așteptam și eu la rând și în față era vasul acela în care era vin cu pâine înmuiată. Îmi plăcea, eram copil, îmi plăcea gustul. Nu-mi plăcea că toți mâncau cu aceeași lingură. Asta nu-mi plăcea. Dar în fine am trecut peste toate aceste evenimente și puțin mai târziu când am început să-L cunosc pe Dumnezeu ceva mai bine, cineva a venit și mi-a zis, uite, dacă vrei să te împărtășești cu Sfintele Simboluri, pâinea care simbolizează trupul Domnului Iisus, care atât de mult ne-a iubit încât și-a dat viața pentru noi și ne oferă ca o dovadă de iubire, ne oferă încă pe mesele noastre și mâinile noastre, ca să putem avea părtășie cu El, să fim mai buni unii cu alții. Spune, uite, înainte de asta trebuie să te împaci. Să te împaci cu toți și din jurul tău. Și la Sfânta Cină, așa m-am învățat și eu să... Și sunt obișnuit și eu am intrat cumva într-o obișnuință. Știți evenimentul acela frumos? Este predica, predica dinainte. Oamenii se strâng în brațe. Spun unii altora, te rog să mă ierți. Mai mult sau mai puțin adevărat. Nu comentez aici. Cineva chiar a venit într-o zi la mine și râzând a zis, auzi, dacă am greșit cu ceva să mă ierți. Și asta tocmai nu-i chiar ceea ce așteptam de la tine, dar mai e de discutat aici. Și, în fine, spală picioarele, se strâng în brațe, strâng mâinile, se îmbrățișează, se pupă, iartă-mă, te iert. Și ia Sfânta Cină. Dovadă de iubire, probabil. Există un moment în viața noastră când Iisus ne spune, precum îi spune și lui Petru, lăsând la o parte evenimentele importante la care ai vrea și tu să știi dacă ești iubit, lăsând la o parte ritualurile și toate tradițiile la care ai participat, eu aș vrea să știu un singur lucru. Și citesc din Ioan, capitolul 21, Evanghelia lui Ioan, Evanghelia iubirii, iubirii lui Dumnezeu și a oamenilor. Iisus îl întreabă pe Petru. Petre, mă iubești tu mai mult decât aceștia. Și Petru îi spune, da, Doamne, știi că te iubesc. Copilaș, aș vrea să vă întreb, v-ați simțit aici că în biserica aceasta sunteți iubiți? Răzvan, ai simțit? Dar spune tare dacă ai simțit. Da. Alberto, da. Ai simțit? Da, iubirea lui Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu. Dar instructorii voștri vă iubesc? Da, că sunt instructorii lor. Da. Tu ce spui? Depinde copiii pe ce să spuneați că nu mai sunt iubiți. Dar nu înseamnă că nu ești iubit așa. Aha, am înțeles. Eu vreau doar așa să vă întreb ce sentimente aveți. Întreb acum pe cei mari, iubiți pe copii? Da. 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 Dar unii n-au zis. Da. Toți putem să zicem da? Da. Da.
Știți că există niște dovezi. Există dovezi. Și Domnul Iisus spune lui Petru, dacă mă iubești, există niște dovezi în viața ta care vor striga atât de tare că mă iubești, încât nu va mai fi nevoie să o spui. Eu te întreb acum o dată, de două ori, de trei ori, și este suficient, dar dovezile acestea vor dăinui pentru totdeauna. Știți că buletinul este dovada faptului că pe noi ne cheamă așa. Știți lucrul ăsta. Și carnetul de conducere este dovada faptului că eu știu regulile de circulație și pot să circul. Certificatul de căsătorie este dovada faptului că sunt căsătorit. E o dovadă de care unii țin cont, iar alții nu. Dar spuneți-mi, există vreun certificat de iubire? Există ceva care să certifice faptul că există. Noi iubim pe cineva? De nebunie știm că există. S-au dat certificate multe. Zice că s-au pus dungi roșii în buletin. Dar pentru iubire, un certificat, ca să nu mai trebuiască să întrebăm în fiecare zi, mă iubești? Mă iubești? Mă iubești? Cu siguranță Domnul Iisus Hristos știa răspunsul. Însă, nu știu dacă știa Petru destul de bine. Și Domnul Iisus Hristos îl întreabă pe Petru, mă iubești tu mai mult decât pe cutare și pe cutare? Da, mă iubești mai mult decât mă iubesc aceștia? Și prin ce știi tu că mă iubești mai mult decât aceștia? Am găsit în Sfânta Scriptură multe exemple de iubire. Știți ce dovadă de iubire a dat Iacov când îi plăcea de Rahela? Care a fost dovada iubirii lui? Cine știe? 14 ani. Întâi au fost 7. A zis, 7 ani lucrez pe nimic pentru tine. E drept că atunci când noi lucrăm, unii dintre noi, nu toți, ne-ar place să fim recompensați. Când facem ceva, să fim plătiți. Și Iacov zice, nu trebuie niciun ban. Și vreau să muncesc degeaba. Degeaba și la sfârșit plata să fie această frumoasă tânără pe care iubesc, cu, n-a zice, cu un aspect nemaipomenit în exterior, cu toate că Biblia spune că era foarte frumoasă, dar cu un aspect deosebit în interior. Îmi place foarte mult și 7 ani lucrez pentru el. După 7 ani se întâmplă o nenorocire că tata socru schimbă cumva termenii și zice, acum dacă vrei, ce 7 ani au trecut, îmi pare rău, da? Dacă vrei, mai lucrezi 7 ani. Și mă gândesc că Iacov n-a sărit gardul să zică, aha, au trecut 7 ani, acum am iau eu ce-i al meu. Și Iacov a mai muncit încă 7 ani, 14 ani. Și apoi, dacă citiți atent Sfânta Scriptură, o să vedeți că Iacov a mai muncit încă aproximativ 6, ca să-și facă și un rost, să aibă cu ce hrăni familia și nimeni să nu ducă lipsă de nimic. 20 de ani pentru cineva e o dovadă? E un certificat. E tare certificatul acesta. Câteodată cuvântul acesta, iubire, e spus atât de gratuit și atât de printre altele. Da, mă iubești, te iubesc. Da, tu mă iubești, mă iubești. Da, te iubesc, mă iubești. Și cuvintele acestea nu mai capătă acea greutate, nu mai au aceeași greutate, mai ales când sunt spuse foarte des. Sunt și alte exemple în Sfânta Scriptură, exemple de iubire. Aș vrea să ne oprim doar la acesta pe care l-am spus mai înainte. Știți cum se traduce numele lui Iacov? Înșelător. Așa i-a zis frate-su. Nu știu dacă între cei doi era acea dovadă de iubire, certificat de iubire. Categoric nu prea era. Ce înșelător, da? Spune cel ce... Cum a ieșit Iacov? După Esau, ținându-l de călcâi. Zice, cel ce ține. Cel ce ține, nu de călcâi. Păi doar cel ce ține. În evrește spune Egeb sau Iagob, cel ce ține sau
țineam. Și Rahela, știți cum se traduce? Să vă uitați în Sfânta Scriptură, să căutați însemnătatea cuvintelor, pentru că ele ne spun ceva, ne transmit ceva, nu degeaba sunt scrise acolo și nu degeaba au primit numele acela Rahel. Știți ce înseamnă Rahel? Rahel. Oaie. Vă place cuvântul acesta? Bine, la noi oaie are și conotații negative. De multe ori este un apelativ urât. Dar oaie sau oiță. Cel ce ține o oiță. Ce frumoasă poveste nedragoste. Nu-i așa? Și cei doi s-au iubit atât de mult încât în final au ajuns să fie căsătoriți. Petre, mă iubești mai mult decât Iacov pe Rahela? Mă iubești mai mult decât David pe Ionatan? Sau decât Rut pe Boaz sau Boaz pe Rut? Vă mai aduceți aminte? Pasajul acela nemaipomenit de frumos în care ea se culcă la picioarele lui și trage haina peste ea și se învelește și ea și zice, sunt a ta, și el o respectă atât de mult și este o tânără. Multe au visat la tânărul acela bogat, omul acela, bărbatul acela bogat, dar nimeni n-a ajuns acolo pentru că era cineva, o persoană pusă deoparte. Încântarea Cântărilor este un pasaj care spune apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o nece. De a da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. Cu alte cuvinte, orice am avea noi pe lumea aceasta nu poate cumpăra dragostea. Nimic nu poate să o cumpere. Orice avea om în casa lui și Solomon spune și el la un moment dat, spune, zice, uite, am căutat și asta, și asta, și asta. Am avut și multe femei, mi-am încercat inima cu băutură, am încercat să descoper toate lucrurile, dar am constatat că totul e de jertăciune dacă nu simți că ești iubit, într-adevăr. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea. De ce astinge cineva dragostea? Există persoane care astinge dragostea? Există? Sau nu? Nu. Am putea zice că nu, dar vreau să vă zic că există. Nu vă dau exemplele acestea. Se întâmpla cu câteva vreme în urmă, când undeva, într-o țară, în Anglia, din câte mi-aduc aminte, o familie care conducea acea țară avea o fetiță și fetița s-a îmbolnăvit de difterie. Boală cumplită, tratamente la vremea aceea deloc și fetița aceea zăcea în pat. Doctorul a vizitat-o, le-a spus părinților, voi sunteți conducători aici în țară și voi trebuie să rămâneți în viață. Știu că e o mare durere, fetița voastră este bolnavă. Nu știu dacă se va face bine sau nu, înclin să cred că va muri, însă vreau să vă dau un sfat și în special mamei, pentru că mama este mai înclinată spre iubirea de copii, copii proprii. Așa zicea cineva, dar nu știu dacă e adevărat. În unele cazuri, da, în altele, nu. Și îi dă un sfat mamei, Alice o chema pe acea prințesă mică a familiei, zice, uite, n-aveți voie să intrați în contact cu ea. E o boală, o manifestare urâtă a bolii, n-are rost să muriți și voi. Stați deoparte, poate, cine știe, se va face bine. Dar mama stă în apropierea fetiței și la un moment dat, în timp ce fetița avea temperatură mare și se usca toată și era cuprins așa de o neliniște adâncă în sufletul ei, își dorea și ea să știe dacă mămica o iubește, dar n-a pus întrebarea așa.
Și a zis mamei, uite, mama, vino și sărută-mă. Și mama scrie, a rămas scris în istorie, fără să se gândească la ea, s-a dus la copilașul acela mic, bolnav, care se îndrepta spre moarte, copilașul ei și l-a sărutat. Concluzia de aici pe care au tras-o toți cei din vremea aceea și din vremea noastră, sper, este că dragostea adevărată uită de sine. Dragostea adevărată nu cunoaște pericol. E mai presus decât pericol. Și dragostea adevărată nu poate fi evaluată cu nicio valoare. Puțin mai târziu a murit, după câteva zile, mama. Cred că a murit și cu fetița, copilul. Dar acesta a rămas un exemplu în istorie, pentru faptul că în dragostea adevărată, nu este frică. Nu este pericol și dragostea adevărată uită de sine. De aceea spune cântarea cântărilor, o tânără, apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o nece. Cine m-ar putea împiedica să iubesc pe cel sau pe cea de lângă mine? Să știți că deasupra dragostei noastre există o dragoste supremă și aceasta o cunoaște și dumneavoastră. O dragoste pe care ne-a arătat-o Dumnezeu și pe care o cunoaștem mulți dintre noi din Biblie, dar nu știu în ce măsură fiecare dintre noi o înțelege. Un predicator, un mare predicator, cândva spunea, noi vorbim despre dragoste, dar niciun om niciodată nu va înțelege dragostea lui Dumnezeu. Cât de mult ne-a iubit Dumnezeu. Spune acolo, atât de mult ne-a iubit Dumnezeu, dar cine știe cât de mult? Cine știe? Poate să-mi spună cineva cât de mult? Tot undeva în istorie, mai de mult, în era medievală, un călugăr a anunțat enoiașii că trebuie să vină seara următoare la mănăstire pentru că el va vorbi despre iubirea lui Dumnezeu. Și în seara următoare s-au adunat enoiașii, nu era curent electric pe atunci, și se povestește că el a întârziat. Și preamânt în sală, se gândeau dacă mai ajunge predicatorul sau nu, ce ne va vorbi, cum ne va vorbi. Și s-a lăsat întunericul, pe geamurile acelea, pe vitrale, începea să tunece, să bată tot mai puține raze de lumină. Și la un moment dat intră călugărul înăuntru, aprinde o lumânare și ia lumânarea, se apropie de crucea aceea pe care era răstignit Iisus Hristos, în simbol, mă refer, nu era o realitate, dar doar un simbol, spune că a apropiat lumânarea de capul lui, pe coroană cu spini, apoi a apropiat-o de mâinile lui, așa rând pe rând, a apropiat de coasta lui și după ce a terminat lucrurile acestea, oamenii se așteptau să înceapă predica. Zice că arunca lumânarea în sus și n-a mai fost nimic de spus. Atât a fost toată predica. Cine are ochi să vadă și să înțeleagă. Eu nu o să vă spun cât de mult ne iubește Dumnezeu, dar fiecare dintre noi putem să cercetăm. Este sabat, mergem acasă, ne uităm în jurul nostru, ne uităm la noi, ne gândim la trecutul nostru, și am putea să tragem o concluzie la cât de mult ne iubește Dumnezeu pe noi și pe cei din jurul nostru. Câte oi mai are Dumnezeu în lumea asta pe care noi poate nu iubim, nici nu ne interesează, sau poate noi ne gândim adesea la ei și nu știm cum să ajungem. Nu aș vrea decât să vă rog un singur lucru. Meditați mai mult la aspectul acesta, mai ales atunci când vreți să vorbiți cu cineva și când vreți să transmiteți cuiva ceva. Gândiți-vă înainte la cât de mult îl iubește Dumnezeu, cât de mult o iubește Dumnezeu și cât de mult ne iubește Dumnezeu pe noi. Petre, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Mai mult
Cât de mult? Putem să strângem în fiecare zi dovezi de iubire. E un lucru frumos pe care vă provoc să-l faceți. Plecând de aici, gândiți-vă ce ați făcut cu iubire pentru Dumnezeu, ce vreți să faceți din cauza că iubiți pe Dumnezeu, strângeți toate aceste dovezi și dacă cumva există cineva care ne ascultă la ora aceasta și nu mai simte nimic pentru Dumnezeu, sau dacă există cineva care ar vrea să iubească mai mult pe Dumnezeu, sau dacă există cineva care nu mai are nicio aplecare către tot ceea ce este bun și sfânt, să mediteze mai mult la cât de mult ne iubește Dumnezeu pe noi. Și în special pe mine, personal. Așa ar trebui să gândim. Strângeți dovezi de iubire și veți vedea că Dumnezeu nu va lăsa să treacă o zi în care să nu vă trimit o dovadă că El vă iubește. Lucrurile acestea vor împiedica toate răbufnirile și toate ieșirile noastre și vom putea să fim mai liniștiți atunci când vorbim despre Dumnezeu și atunci când suntem într-o relație cu cineva, cu cei din jurul nostru. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea, pot să stingă orice. Dar dragostea nu o pot stinge. Și râurile n-ar putea să o nece. Și chiar dacă a încercat Domnul să omul să cumpere dragoste, oricât ar da pe ea, n-ar găsi decât dispreț, pentru că dragostea vine de la Dumnezeu. Vă provoc, așa cum grupa de majori a fost provocată la sfârșitul lecțiunii, ca pe lângă teorie, pe lângă lucrurile minunate pe care le-am învățat la lecțiune, să mai facem și o aplicație practică, vă provoc ca în săptămâna aceasta, fiecare dintre noi, să-L căutăm pe Iisus în cei din jurul nostru. Amen. Și căutându-L pe Iisus, să găsim o dovadă de iubire a lui Dumnezeu pentru omul acel. M-aș bucura ca sabatul viitor, sau când ne vom întâlni, poate miercuri sau vineri, sau cine știe când va da Domnul să ne întâlnim, să ne putem întreba unul pe celălalt, l-ai găsit pe Iisus? Unde l-ai căutat? În cel de lângă tine? Ai vreo dovadă că Dumnezeu îl iubește? Dovezi de iubire. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea adevărată, dragostea reală. Râurile n-ar putea să o nece. De a da omul tot ce are pentru dragoste, n-ar căpăta decât dispreț. Iubiți-i pe cei din jurul dumneavoastră, ajutați-i, căutați să ajungeți la sufletul lor și faceți în așa fel încât atunci când îl prezentați și atunci când îl prezentăm pe Domnul Iisus Hristos, să nu fie prea multe cuvinte. Multă învățătură spune că și practic, cum a făcut omul acela, a luminat capul, mâinile, asta. Zice că a fost suficient pentru cei care vor să înțeleagă. Mi-aduc aminte de o întâmplare și cu aceasta aș vrea să închei. O întâmplare din viața unei biserici în care pastorul era puțin dezamăgit de viața comunității. Și pastorul s-a gândit să le predice oamenilor despre iubirea adevărată. Și le-a spus dinainte, pentru următoarea predică, să știți că voi vorbi despre iubirea pe care ar trebui să o avem pentru Dumnezeu și pentru semenii noștri. Și oamenii s-au dus bucuroși la biserică, le-a zis, invitați și pe musafiri, o să fie o predică tare, invitați-i pe toți cei pe care îi cunoașteți, pentru că voi vorbi despre iubire. Și tinerele au invitat, cei în vârstă au chemat și ei pe vecinii lor, haideți să auziți o predică despre iubire. Și toți s-au îndreptat spre biserică, la poarta bisericii. Știți cum e, întotdeauna când vrei să faci un lucru bun, dai peste unul rău. La poarta bisericii un cerșetor, de la aurulac, probabil, căzut jos, acoperit cu paltonul peste cap, ați văzut că ei și vara stau cu paltonul pe ei.
Și fiecare a trecut, a intrat înăuntru, era puțin deranjat și mirosul de băutură, de alcool, îmbibat în hainele acelui om. Și spune că după ce au intrat înăuntru, așteptau să vină pastorul și la un moment dat intră aurolacul. Își dă paltonul jos de pe el, se duce la amvon, era chiar pastorul. Și le spune, fraților, nici nu v-ați dat seama când a fost gata predica. Și întoarceți-vă înapoi și mai veniți o dată la biserică. Categoric, nu mi-aș permite sau nu îndrăznesc să fac lucrul acesta, dar e o ilustrație foarte bună pentru cei curajoși, pentru cei care zic că iubesc pe Dumnezeu sau pentru cei care își doresc să-L iubească pe Dumnezeu cu toată inima. Prin ce vor cunoaște oamenii că suntem ai Lui? Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ai mei, dacă... Versetul. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ai mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Veți avea iubire, dragoste unii pentru alții. Domnul să ne ajute ca principiul acesta minunat, pe care ni l-a deschis din nou astăzi Tatăl nostru Ceresc și fără de care nu se poate face nici misiune, nu se poate face nici predicare, nu se poate face nici învățare, nici un lucru bun, nici evanghelizare, nimic nu se poate face fără principiul acesta care întâi trebuie aplicat de la stradă, înainte de a intra în biserică. Dumnezeu să ne ajute și să ne pună în inima acea dragoste autentică care uită de sine și care este gata să dea totul, tocmai pentru ca viața celor din jurul nostru să schimbe și cu siguranță primii schimbați vom fi noi. Citesc din nou pasajul și închei. Cred că nu mai sunt cuvinte de spus, din Cântarea Cântărilor, capitolul 8, versetul 7. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o nece, de a da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. Fie ca bunul Dumnezeu să ne ajute să căpătăm acea dragoste, acolo unde trebuie căpătată, să o dăruim celor din jurul nostru și să nu uităm înainte de a face orice pe lumea aceasta, să căutăm să iubim pe cei din jurul nostru și pe Dumnezeu cu toate puterile noastre. Amin. Amin. De serviciu divin cu imnul 715 în această zi.
sfânt din inimă că ne-a adus aminte în dimineața aceasta cât de mult ne iubești. Amin. În fiecare zi căutăm să facem lucruri noi, să cercetăm, să învățăm, să lucrăm, dar câteodată uităm cât de mult ne iubești pe noi. Te rugăm, prin Duhul Tău cel Sfânt, să torni dragoste și în inimile noastre. Amin. Pentru ca dragostea Ta să răspundă dragostei noastre. Amin. Și în ziua în care fiecare dintre noi suntem întrebați cât de mult Te iubim, să putem să dăm un răspuns plin de bucurie și fără minciună. Doamne, Tu știi cât de mult Te iubesc. Amin. Te rugăm ca și copilașii care sunt aici să torni dragoste în inimile lor. Amin. Pentru ca plecând de aici să înțeleagă că Tu iubești nemaipomenit de mult. Amin. Și că ei, la rândul lor, trebuie să-și iubească părinții, să Te iubească pe Tine mai presus decât orice. Amin. Să înțeleagă că ei au un rost în lumea aceasta și ei fac parte din familia Ta. Amin. Doamne, ajută-ne ca de fiecare dată, când cei din jurul nostru vor căuta dovezi de credință, să poată să găsească în noi iubirea Ta. Amin. Este dovada cea mai mare că suntem copiii Tăi. Îți mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut până astăzi în viețile noastre. Te rugăm ca și de astăzi înainte să lucrezi în viețile noastre, să ne modelezi caracterul după sfințenia Ta și să ne ajuți ca atunci când va fi să intrăm în împărăția Ta, toți să avem cuvântul acesta pe care de multe ori nu-l înțelegem, dragoste. Amin. Îți mulțumim pentru toate, pentru tot ceea ce ne-ai pregătit și în continuare. Ajută-ne ca în continuare să ne putem bucura de viață, de iubirea Ta și prin prezența noastră să fim o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Amin. Dragostea Ta să se vadă prin noi și noi, la rândul nostru, să putem să o împărtășim altora. Amin. Pentru toate îți mulțumim și pentru Domnul Iisus care și-a dat viața pentru noi. Amin. Și pentru Duhul Sfânt și pentru dragostea Ta. Amin. Amin.